Mulțumesc foarte mult, Justina. Am spus exact ce vreau să spun, deci eu doar o să citesc. Nu. Eu am emoții de fiecare dată. La prima lansare am avut emoții imense. Am scris și a doua carte să văd dacă la cea de-a doua lansare o să fie mai lejer. Ei bine, n-a fost. Iată, am ajuns la a patra carte și bate inimioara foarte tare. Dar sper să pot vorbi ceva pe limba voastră mai ales, așa cum m-a lăudat Justina. Știți că mi-e plăc lucrurile pe dos. Și o să încep prin a mulțumi un oameni. Și aș vrea să mulțumesc întâi și întâi copiilor mei, care sunt acolo și nici nu dau doi bani pe mine. Fără ei, cred că nu m-aș fi apucat să scriu. Și de-aia vreau să le mulțumesc foarte tare. Căci, cum spuneam eu într-o carte mai veche, căci două muze am într-adevăr, dar una și-a lipit o gumă în păr și alta se scurbește într-o nară, cum să nu iasă o poezie extraordinară? Da, deci ei sunt muzele mele. Sunt din ce în ce mai puțin muzele mele, fiindcă Dora m-a întrecut puțin și are alte preocupări. Vreau să mulțumesc acestui grup de copii. Pe unii dintre ei am văzut de fiecare dată și vă mulțumesc foarte mult. Unii dintre ei mi-aduc cadouri de câte ori mă văd. Ăsta e unul dintre cadouri. Un soare și piper și o cochilie de care o să vorbim mai târziu. Mulțumesc foarte mult vouă că mă citiți, că rupeți cărțile, că i-ați plictisit pe copii, pe părinți cu poeziile mele. Mulțumesc și vă urez la mulți ani, că e ziua voastră astăzi. Și vă urez să trăiți într-o țară frumoasă și liberă, să fiți voi liberi mereu. E important. Aș mai vrea să mulțumesc celor care îmi dau like-uri inimioare pe Facebook. Mi se pare foarte important. Asta mă face să continuu să scriu și să nu mă opresc. Niciodată nu le-am mulțumit cum se cuvine. Deci celor părinților, în speță, care mă citesc pe Facebook, le mulțumesc și lor. Vă mulțumesc vouă tuturor că ați venit aici la ora 11. Bun. Mai am multe mulțumiri. Mulțumesc Velant, da, și sper că nu fac nicio nefăcută. Mulțumindu-le celor de la editura care m-a publicat atunci când nu știa nimeni despre mine. Mulțumesc Humanitas foarte mult. Toată viața mea mi-am dorit ca pe ce scriu eu să scrie Humanitas și iată că anul ăsta chiar scrie. Mulțumesc Cristina Crăitoru. Ei fac lucrurile, cum să zic, ca la carte, mereu. Și asta m-a bucurat foarte mult în elaborarea acestei cărți. Îi mulțumesc lui Vali Petridan, pe care nu o să-l rog să vorbească, pentru că mi-a zis să nu fac asta, dar